Teoretic, prima vizită la medicul dentist pentru control trebuie făcută cel târziu la vârsta de un an. Frica de stomatolog și costurile ridicate ale tratamentului îi împiedică însă pe mulți să ajungă la specialist. Voluntarii Crucii Roșii și o firmă de profil îi învață cum să aibă grijă de sănătatea lor orală, oferindu-le periuțe și pastă de dinți în mod gratuit. Copilașii sunt mult mai interesați să folosească periuța, pasta de dinți, să se spele pe mâini și așa mai departe. Dacă din cei 8.000 de copii implicați, 4.000 rămân cu lecția bine învățată, eu am o mare mulțumire sufletească. Igiena orală este o activitate zilnică ce are rolul de a păstra dinții și cavitatea bucală curate pentru a preveni apariția cariilor, bolii parodontale sau a respirației urât-mirositoare. În timpul acestei campanii, copiii învață câteva reguli simple de igienă orală, dar mulți dintre ei au demonstrat că știu ce au de făcut. De două ori pe zi. Și trebuie să acordăm de fiecare dată câte două minute de spălare. Periuța la ce interval se poate schimba? La un interval de 3 luni sau dacă se uzează mai repede. 2 minute. Și periuța la ce interval poate fi schimbată? La 3 luni sau dacă este uzată se poate schimba mai repede. Ce știi despre carii? Păi dacă nu ne spălăm în fiecare zi pe dinți, o să avem carii și ni se pot sparge dinții mai ușor. Noi trebuie să ne spălăm pe dinți de două ori. Cât timp trebuie să aloci? Trebuie 2 minute. Periuța când o schimb? O schimbăm la 3 luni sau când este nevoie. Pastele de dinți pentru copii și spălatul de dimineață, dar mai ales seara, pot amâna apariția problemelor, dar nu le exclud. Periajul dentar este cea mai importantă măsură a unei igiene orale corecte. Când ne periem, ia să vedem cum ținem gurița, deschisă sau închisă? Deschisă foarte bine. Iar dințișorii cum și măsăluțele cum le periem? Cu mișcări verticale sau orizontale? Cine spune? Mișcări verticale de la gingie, da, spre vârful dinților. Practic ei au învățat cum să se spele pe dinți, au învățat faptul că sunt necesare două spălări, două periaje, cel mai important fiind cel care se desfășoară seara înainte de culcare. Potrivit ultimului studiu privind igiena orală, 20% dintre români nu s-au spălat niciodată pe dinți. Mai mult, datele arată că la nivel național oamenii își schimbă periuța odată la un an și jumătate, iar când vine vorba de pasta de dinți, cei din orașe folosesc 2 tuburi pe an, în timp ce la nivel rural un locuitor folosește un tub la 2 ani și jumătate.